Condiția pentru o posibilă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este documentul unui acord gata de a fi semnat de cei doi lideri, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN. În principiu, președintele Putin nu a refuzat niciodată o astfel de întâlnire cu președintele Zelensky, dar trebuie pregătite anumite condiții pentru asta, și anume, textul unui document, a declarat Peskov în timpul unei conferințe de presă. Deocamdată, nu există actualizări în această privință, a continuat acesta. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, președintele Zelensky a cerut în repetate rânduri să poarte un dialog cu președintele rus, dar până acum nu au existat discuții la cel mai înalt nivel, notează CNN. Editor 1.